Pastorul ne-a spus două predici și am scris un text pentru un clip. Oare va fi ziua judecății, apocalipsa, sfârșitul lumii? Să analizăm ce se întâmplă în lume. Conducerea Americii reconstruiește avioanele zilei judecății, în care se vor îmbarca cei care guvernează și conducerea militară, care va direcționa din aer în cazul în care pe pământ se va declanșa un război nuclear global. Conducerea Rusiei, de asemenea, prezintă avioane pentru Comandamentul Suprem sub denumirea Avioanele Zilei Judecății. Pe o insulă din Norvegia există rezervă pentru Ziua Judecății, în cazul unei distrugeri nucleare totale. La o mare adâncime, acolo unde este frig mereu, se păstrează rezervele de semințe. În fiecare țară există buncăre pentru Ziua Judecății. În SUA există un complex de apărare aerospațială, cel mai mare buncăr militar de pe pământ. În lume există percepția clară a zilei judecății. Însuși Dumnezeu a dat această descoperire. Judecata lui Dumnezeu face parte din bazele creștinismului, care urmează după pocăință, botez, punerea mâinilor și învierea morților. Conducerile țărilor cunosc acest lucru și se pregătesc pentru ziua judecății. Dar societatea este pregătită pentru această zi? Mulți oameni, credincioși și necredincioși, se află în iluzie și neputință totală. Sunt deconectați și nu studiază de ce sunt necesare aceste avioane ale zilei judecății, buncărele în munți și rezervele subterane. Dar ignoranța nu a salvat încă pe nimeni. Pentru a nu muri, trebuie studiată Biblia și prorocia viitorului din ea, ca să fim pregătiți pentru Apocalipsa. Lumea și cei care conduc deja fac acest lucru. Oare va fi Apocalipsa, sfârșitul lumii? Bineînțeles! Prorocul Amos spune că ziua Domnului nu este lumină, ci întuneric, un autentic sfârșit al luminii. Companiile aeriene de top urmăresc ca în fiecare avion, cel puțin unul dintre piloți să fie dintre aceia care nu cred în Dumnezeu. De ce au nevoie de aceasta? În țările dezvoltate, oamenii cunosc foarte bine bazele creștinismului. Acestea includ înălțarea bisericii și învierea morților. Conform învățăturii lui Hristos, la a doua venire a Domnului, ucenicii lui Isus vor fi înălțați la ceruri, iar cei necredincioși vor rămâne. Iată de ce, în vederea evitării catastrofelor, în cazul înălțării piloților credincioși, în cabina avionului ar trebui să fie obligatoriu un pilot care nu crede în Dumnezeu. Acesta va rămâne să piloteze în continuare avionul. Astfel vor fi evitate multe accidente aviatice, pentru că mii de avioane sunt în aer și multe pot avea accidente. De multe ori, cursele aeriene nu transportă oameni simpli, ci persoane importante și vor să aibă o siguranță maximă. De aceea se ia totul în calcul, inclusiv profeția Bibliei despre ziua judecății pământului. Bazele creștinismului includ pocăința, botezul, recunoașterea autorității lui Dumnezeu, învierea morților și judecata lui Dumnezeu. Când va începe ziua judecății pământului? Conform profețiilor cărții Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, care a fost dată de însuși Hristos, ziua judecății va începe cu ruperea celei de-a șasea pecețe a Apocalipsei. În acea zi, oamenii vor striga din buncăre, în munți și stânci, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care stă pe tron, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Zilele judecății vor fi atât de catastrofice, încât nu pot fi comparate cu nimic în istoria planetei. Toți munții și toate insulele pământului se vor cutremura și se vor muta din loc. După amploare, va fi un mega cutremur planetar. Soarele și luna se vor întuneca, vor cădea corpuri din cer, asteroizi, și toți oamenii se vor adăposti în buncăre. Toate acestea reprezintă a șasea pecete a Apocalipsei, începutul zilei judecății. Oare trebuie să ne raportăm serios la învățătura lui Iisus Hristos? Desigur, toate cuvintele lui se împlinesc în exactitate. În urmă cu mai mult de 2000 de ani, el a spus că vor fi războaie groaznice, cataclisme, epidemii, pentru că oamenii nu cred în Dumnezeu. Se va ridica o națiune împotriva alte națiuni și o împărăție împotriva altei împărății.
Pe alocuri vor fi cutremure, va fi foamete, confuzie și toate acestea sunt doar începutul durerii. Fratele își va da fratele la moarte și tatăl își va da copiii săi. Se vor ridica copiii împotriva părinților și îi vor omorâ. Trăind în Ucraina, unde este război, vedem cu ochii noștri acest lucru. Iisus a profețit că un neam se va ridica împotriva altui neam și războaiele mondiale vor cutremura pământul. Această nebunie se întâmplă deja deși toți oamenii sunt rude. Toți provin de la Adam și Eva, iar după potop, oamenii au renăscut din familia lui Noe. Vedem cum se împlinesc profețiile lui Hristos despre conflicte etnice. Sunt conflicte armate în care rudele nu au milă unele de altele. Totuși, mulți nu se raportează serios la cuvintele lui Isus. Chiar unii credincioși au mintea deconectată și nu înțeleg ce se întâmplă în lume, că toate lucrurile spuse în Biblie se împlinesc și fiecare se va întâlni cu judecata lui Dumnezeu. Acestea sunt bazele creștinismului și includ pocăința, botezul, recunoașterea autorității lui Dumnezeu, învierea morților și judecata lui Dumnezeu. Ca să supraviețuiești, ai nevoie de formare, studiere și aplicarea în viață ale acestor baze ale creștinismului. Iisus Hristos a profețit: vremurile neamurilor se sfârșesc și va începe ziua judecății planetei. Loviturile asteroizilor și megacutremurele vor afecta pe fiecare. Ziua judecății este momentul în care lumea materială și duhovnicească se intersectează și din beznă vor ieși ființe necurate ca să chinuie omenirea. Cataclismele Apocalipsei sunt evenimente zguduitoare care prezintă judecata lui Dumnezeu pe acest pământ. Dar cel mai groaznic este că această judecată a lui Dumnezeu nu va avea loc doar în lumea materială, ci și în veșnicie, când fiecare suflet va veni la judecata lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut trăind în trup. Care este soluția pentru noi? Hristos ne-a arătat cum ajunge omul în iad după moarte. De acolo îl întreabă pe Avram, tatăl credincioșilor, cum pot fi mântuite rudele, frații, ca să nu ajungă și ele în acel loc de suferință veșnică. Cel care a ajuns în iad primește răspunsul. Trebuie să asculte de Moise și proroci, adică de cei care au scris Biblia. Toți autorii Cărții Sfinte l-au arătat omenirii pe Hristos. Apostolii și prorocii au propovăduit despre Hristos. Moise și prorocii spun, cine îl va primi pe Hristos, care este cuvântul lui Dumnezeu, acela va avea viață, iar pe cine nu îl va primi, aceluia îi va fi nimicit sufletul. La fel și Hristos, când a venit, a pus și a numit apostoli și proroci, ca și trimiși ai săi. Unele biserici se transformă în religie, fariseism și Babilon, respingând trimișii lui Hristos, dar oamenii lui Dumnezeu ne sunt dați ca noi să nu ajungem în iad și la judecata lui Dumnezeu. Oare trebuie să studiem Biblia? Desigur, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, iar Hristos este cuvântul lui Dumnezeu întrupat în chip omenesc. El este Dumnezeu. Venind pe pământ, Iisus ne-a dăruit harul și iertarea păcatelor. Hristos ne-a dat apostolii și biserica pentru formare și desăvârșire, ca să nu ajungem la judecată și în focul veșnic. Este important să folosim corect timpul care ne-a fost dat, pe care îl petrecem alături de oamenii lui Dumnezeu, trimișii lui Hristos. Dacă neglijezi formarea, irosești timpul și nu devii duhovnicesc, nu crești și judecata lui Dumnezeu va începe aici, în timpul vieții, pe pământ, și va continua în veșnicie, fiindcă judecata va începe cu casa lui Dumnezeu. Exemple sunt Saul și David. David a crescut în ascultare de proroci și în duh. Saul nu a folosit timpul care i-a fost dat ca să fie alături de proroc. De aceea a primit judecata și pe acest pământ și în veșnicie. Astfel, oamenii se taie singuri de la trupul lui Hristos și de la Dumnezeu. Așa au procedat Anania și Safira. Singuri s-au dezlipit de cuvântul lui Dumnezeu și au murit. Cum se produce judecata lui Dumnezeu? Cine pronunță sentința? În ce bază vor fi judecați oamenii la judecata lui Dumnezeu?
Cuvântul lui va judeca această lume. Iisus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu scris. Cuvântul lui Dumnezeu judecă pornirile inimii, separând sufletul de duh și pătrunde până la oasele și mintea omului. Ne putem testa cât de mult suntem uniți cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, cu apostolii, prorocii, cu biserica celor întâi născuți. Sau suntem pur și simplu niște marionete, artiști, propagandiști, care caută lucrurile proprii, uniți doar cu sufletul nostru, dar nu ne dedicăm viața pentru Hristos și Evanghelie. Dar chiar cuvântul lui Dumnezeu, Iisus, va face judecata. Cuvântul este ca o sabie, separă lucrurile duhovnicești de lucrurile sufletești, ajunge în profunzimea ființei noastre umane. Fiecare se poate verifica acum. Sufletul și inima ta sunt unite cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Hristos, cu apostolii lui Dumnezeu și cu prorocii, sau neglijezi darurile și lucrurile sfinte ale cerului? Cuvântul ne va judeca. De aceea ai nevoie să studiezi Biblia, să fii în unitate cu biserica, ca să te pregătești pentru ziua judecății, pe pământ și în veșnicie, căci copiii lui Dumnezeu nu ajung la judecată. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu va judeca lumea și pe noi. De ce trebuie să-L studiem? Ca să scăpăm de judecata lui Dumnezeu, să înțelegem și să fim pregătiți, ca să nu ajungem acolo. Avem nevoie să studiem Biblia în fiecare zi. Iisus a numit acest lucru pâinea cea de toate zilele. Avem nevoie să rămânem în revelație. Cuvântul va judeca lumea. Cuvântul lui Dumnezeu judecă și va judeca. În baza cuvântului său, pe pământ și peste oameni, se revarsă binecuvântările și blestemele. Totul este în baza cuvântului lui Dumnezeu. Și sfârșitul va fi în cuvântul lui Dumnezeu. Așa că accentul trebuie pus pe cuvântul lui. Pe pâinea cea de toate zilele din rugăciunea Tatăl nostru. De asemenea, accentul trebuie pus și pe ucenicii lui Hristos. Pentru că oamenii s-au obișnuit cu denumirea de credincioși, dar credincioșii s-au autodiscreditat. Și Iisus spune acest lucru. Dacă în vremea lui Hristos credincioșii erau credincioși, când Iisus vorbea, El îi mai numea cei care crezuseră. Astăzi, practic, aceștia sunt cei necredincioși, niște credincioși discreditați. Putem spune că ori ești credincios, ori ești ucenic. Cei credincioși trăiesc oricum după fire, după ambiții și așa mai departe. Accentul trebuie pus pe ucenicie și ucenici. Totul este clar cu cei credincioși. Chiar din primul secol s-a lămurit treaba cu ei. Astăzi a apărut o știre că cel mai periculos terorist, care n-a putut fi prins 10 de ani în America, a fost prins acum din întâmplare. Ceea ce spuneam, legile funcționează, pământul este programat. O revelație, legile funcționează, pământul este programat. La fel și binecuvântarea și blestemul. Faptul că oamenii stau în închisoare dovedește că se ajunge la plată. Această întâmplare cu teroristul, el a fost profesor la Harvard, matematician desăvârșit. Al cincilea sau al șaselea matematician din lume. Oamenii au văzut că era un geniu. De ce nu l-au putut găsi timp de 20 de ani? Pentru că el calcula atât de bine toate mișcările și actele teroriste, încât nu a putut fi identificat și să-și dea seama că este el. Omul se îndepărtase de civilizație și lupta lui a fost ca oamenii să nu facă drumuri pe unde locuia, în pădurile lui dragi. Din această cauză, el arunca în aer diferiți oameni de știință, ecologiști, activiști, trimițându-le bombe. El protesta ca aceștia să nu se atingă de natură și umbla singur ca un animal sălbatic. Vroia să trăiască într-un bordei. A scris foarte multe cărți și a solicitat ca un moderator american să-i publice un articol de 35.000 de cuvinte. Era manifestul lui. În baza acestui manifest, fratele și soția acestuia l-au identificat. Ei știau punctul lui de vedere, aspirațiile lui, crezul lui și l-au turnat.
A fost cel mai costisitor caz de căutare a unui om în America. Era imposibil de prins, dar din nou, legea lui Dumnezeu funcționează, pământul este programat, avem judecăți aici și în veșnicie. A fost condamnat pe viață și este un exemplu că și astfel de oameni vor fi găsiți, mai ales în veșnicie. Acolo toți vor fi găsiți, toți vor merge descoperiți și toate lucrurile ascunse vor fi descoperite. Acolo mergi cu nimic. Unde să te mai ascunzi? Nimeni nu-și va putea ascunde păcatele. Nimic nu se va putea ascunde acolo. Fie ne curățim și vom fi sfințiți, fie nu o vom face. Iată că omul care credea în evoluție a fost un geniu și a devenit un ucigaș. Iisus nu s-a rugat de nimeni. El nu spunea, pocăiți-vă. El propovăduia și oferea alegerea oamenilor. El propovăduia adevărul. Noi pierdem foarte mult timp în biserică spunându-le oamenilor, pocăiește-te, trebuie să te pocăiești. Oamenii, dacă se ocupă de rahat, ajung în rahat. Dacă te ocupi de aceste lucruri, exact acolo vei ajunge. Totul depinde doar de timp, când trupul te va scoate afară. Trupul bisericii te va scoate afară oricum. Îmi amintesc că am propovăduit în Dnestrovsk despre acestea. Trebuie să înțelegi că mizeria se va dezlipi de trup. Când trupul se spală, mizeria se dă deoparte sau se usucă și cade. La fel, unii dintre oamenii cărora le vorbeam s-au dezlipit. Le spuneam, trebuie să te hotărăști. Fie vei avea natura Tatălui Ceresc, sau vei avea natura Tatălui Pământesc, care tot timpul a fost un instabil. Omul se pocăia rapid, dar nu voia să-și schimbe natura. Cât am fost pe capul lui și l-am tras de mânecă, totul a fost în regulă. Dar când ne-am îndepărtat, când am plecat în misiune, totul s-a terminat. Ceea ce spuneam, ce se întâmplă când omul lui Dumnezeu este luat de lângă tine? Îi spuneam că mizeria va cădea întotdeauna, se va dezlipi de trup. Acum rămâne doar să râzi și să spui că este un banc. El s-a dezlipit ca mizeria de pe trup. Așa putem vedea a cui ștafetă ducem mai departe. Nu vreți să vă schimbați caracterul, să vă sfințiți și vă întoarceți la păcatele vechi. Vă considerați atât de deștepți că știți totul, cunoașteți totul sau că pastorul este limitat. Noi ne-am dedicat viața. Am ajutat oamenii în toate. Voi puteți să stați pur și simplu. Dar cine veți fi mai departe? Parte din trup sau mizerie? Fiecare din voi trebuie să aleagă. Puteți să fiți în rahat. Rahatul nu este purtat multă vreme. Organismul are digestie și rahatul este scos afară. Adesea acestea sunt procese îndelungate. Unii pot sta și 10 ani sau mai mulți ani, dar oricum vor fi dați afară. În 30 de ani am văzut acest lucru. Chiar dacă cineva nu a reușit să se dezlipească de trup, oricum nu va intra acolo. Totul este programat. De aceea oamenii de știință devin ucigași, credincioșii o iau în altă direcție, iar infractorii, tâlharii, se pocăiesc și devin creștini, ucenici. Fiecare își face alegerea. De aceea nu stăm să rugăm pe nimeni. Dacă de cei din prima generație ne țineam și îi rugam, acum procedăm ca Hristos. Venim, propovăduim, spunem adevărul și fiecare din voi alege. Vreți să vă jucați cu Dumnezeu? Cu Dumnezeu vă jucați, nu cu mine. Veți fi blestemați și aici, și acolo. Da. Este interesant că în aceeași zi în care am avut o pâine despre aceste lucruri, apare și un asemenea articol, că a murit cel mai mare terorist american care nu a putut fi prins 20 de ani. El a murit în închisoare.
Judecățile se săvârșesc. Omul a fost judecat aici pe pământ și acum a trecut în judecata veșnică. Pe Dumnezeu nu îl poți amăgi. Poți să te amăgești doar pe tine însuți. De aceea, soluția este doar una, firea să fie răstignită. Cum spunea Pavel, m-am răstignit împreună cu Hristos. În fiecare zi să fie răstignire. Vă povesteam ieri, când Mihail se pocăia, el a conștientizat, s-a pocăit și a plâns pentru că s-a trezit conștiința. El a început să se gândească, cum am putut să fac așa ceva? Doar nu sunt un trădător, cum de-am procedat așa? Iată ce sentimente trebuie să aveți când se trezește conștiința. Nu pur și simplu, mă pocăiesc de una, de alta. Este un astfel de creștinism. Cine are nevoie de pocăința ta? Eu sau Dumnezeu? Tu ai nevoie de această pocăință. Când un om se pocăiește, aceasta înseamnă zdrobire. Doar o zdrobire profundă conduce la transformare. La fel ca Mihail. Se purta ca un prostuț, a fost sub o altă influență, dar când i-am arătat aceste lucruri, în viața lui a venit zdrobire. Aceasta este pocăința. Omul mergea într-o direcție, apoi s-a dus în direcția opusă. Înțelegeți care este esența? Nu pur și simplu, am fost convins și gata, mă pocăiesc. Tu ești pur și simplu un idiot, scuzați-mi expresia. De ce oamenii vor să fie în prezența oamenilor lui Dumnezeu? Pentru că este bine să fie acolo. Și puneți întrebarea, oare în preajma ta este bine să fie cineva? Este într-adevăr bine cu tine în preajmă? Trebuie să înțelegi de ce duh ești condus. Sunt lucruri serioase. De aceste lucruri depinde familia ta, slujirea ta, viața ta. Ce fel de manifestări ai? Ești foarte deștept sau ești plin de rahat? Ești prea leneș sau cum ești? Poate ești foarte frumos sau frumoasă. Trebuie să fii foarte categoric și critic cu tine. Să ai un astfel de comportament. Dacă tu nu te vei judeca, nu te vei răstigni, oare cum va proceda Dumnezeu cu tine? Doamne ferește! Trebuie să porți mereu ciocanul și cuiele cu tine. Când firea începe să coboare de pe cruce, o bați înapoi. Acest lucru înseamnă creștinism. Atunci avem o speranță. Spune, ce trăiești tu în interiorul tău? Pentru că mulți nu înțeleg ce înseamnă pocăința. Cum ai trăit aceste lucruri în viața ta, din interior? Pocăința, trăirile. Am descoperit așa un pic lucrurile. Sunt mai clare acum? Dacă voi veți conștientiza aceste lucruri, veți putea ajuta oamenii și veți duce Evanghelia mai departe. Atunci când vă veți pocăi, nu vă veți mai întoarce la aceleași fapte. De aceea eu și Iulia ne-am pocăit și nu ne-am mai întors în rahatul acestei vieți. Aceasta este pocăința. Ce înseamnă pentru tine pocăința și zdrobirea? Cum se trezește conștiința ta? Mai întâi se produce o amăgire, omul începe să gândească greșit sau este atras de ceva. Vreau să pun accent pe interior, pe trăiri. Ce se întâmplă, cum se produce schimbarea, conștientizarea acestor trăiri, ca oamenii să înțeleagă. Am încercat să vă transmit, ca să înțelegeți și mai mult ce înseamnă de fapt pocăința. Pentru că multora, chiar și dintre voi, liderii, trebuie să le demonstrezi ceva, să îi împingi ca să se pocăiască. Iar mulți dintre voi au luat-o pe câmpii. Sunteți preocupați de celulită, fire umblătoare. Sincer vorbind, cei mai mulți sunt așa. Și nu doar dintre voi și dintre lideri și dintre credincioși. Pentru că pe ce stă totul? Pe șutul pastorului. Care dintre voi ar fi făcut ceva dacă pastorul nu i-ar fi dat un șut?
Care dintre voi a reușit să nu facă pe el în acest sezon? Să nu se certe, să nu se supere, să nu facă scandal? Cine? Aceasta este realitatea. Putem pune emblema, căcăcios. Și când nu vei mai fi un căcăcios, atunci se va schimba emblema, sfânt. Dar până atunci te putem numi un credincios căcăcios. După aceea poate ai să fii sfânt sau sfântă. An la rând, oamenii sunt credincioși, credincioși, credincioși. Și îi întreb, cum sunteți voi credincioși? Noi ne-am pocăit și într-o săptămână am început să propovăduim tuturor și într-o regiune dificilă. Cum se explică acest lucru? Cu ce se poate compara? Cum să nu prețuiești acest lucru? Dacă ești credincios, cum să nu prețuiești acest lucru? V-am dat exemplul acelui pastor sau episcop de 40 de ani pentru că el era altfel. Deși sunt mulți credincioși care au pierdut lucrurile, chiar slujitor se află undeva pe câmpii, el a fost destul de sincer. Sigur, sunt anumite lucruri, el a descoperit atât cât a avut înțelegere pentru că a fost un misionar la un nivel destul de mare și au fost descoperite lucrurile până la acel nivel și a numit lucrurile pe nume. Dacă nu ai conștiință, nu se întâmplă nimic. Dar când conștiința începe să se trezească, să se manifeste sau să se nască, ce se întâmplă? În interior se produc trăiri. De ce acționați într-un fel credincioși fiind? Pentru că este problema conștiinței. Dacă ai conștiință și ai păcătuit sau ai supărat pe cineva sau ai spus ceva ce nu trebuie, dacă totul este în regulă cu conștiința ta, tu te vei pocăi de 800 de ori și vei corecta lucrurile ca să nu se mai repete. Toată problema este cu conștiința. De exemplu, când profiți de cineva, dar dacă nu ai conștiință, nu ai credință, înseamnă că locul în care te afli este o religie. Ascultăm cum a ieșit Mihail din religie. Oare poate să apară conștiința? Sau nu? Și dacă apare, ce trăiește omul? Sunt seminarii psihologice foarte puternice. Am invitat astăzi un psiholog, un filozof, Mihail Stefanov. Așa că aplaudați-l. Poftim, aveți locul central. Puteți sta mai aproape și transmiteți oamenilor ca să le apară conștiința, să înțeleagă ce înseamnă acest lucru. Ieri am avut părtășie. În primul rând, eu nu aveam înțelegere despre biserică. Și când nu există morală, conștiință, când conștiința este afectată, creierul este deconectat. Cum pot eu să înțeleg că am greșit undeva și că trebuie să mă pocăiesc? Sau întâmplarea despre care spune pastorul, despre zdrobire? Bineînțeles că la nivelul conștiinței, eu înțeleg că o iau foarte tare pe arătură, iar acum trebuie să iau hotărârea. Nu doar să spun, pastore, mă pocăiesc, iartă-mă, sau roagă-te pentru mine, iar după aceea să umblu sub protecția pastorului. Eu trebuie să mă refocalizez în totalitate și să schimb modul de gândire și modul de viață. Desigur, pastorul a început acest proces în mod rapid, ne curățește ca să putem gândi corect, dar este vorba despre pocăința mea. Și acest lucru arată că eu am conștiință și încep să merg în direcția opusă. Da, aceste lucruri sunt clare, dar noi vrem să auzim trăirile tale. Noi știm ce va fi, dar ce a fost în tine? Ce se întâmpla în interiorul tău?
Zdrobirea, despre zdrobire vorbesc. Când apare conștiința, ce se întâmplă în interiorul tău? Ce se întâmplă? Mă pun pe genunchi, mă pocăiesc. Dar te forțează cineva să faci acest lucru? Sau altceva te influențează? Nu, pastorul niciodată nu m-a obligat. Și după acest lucru te întorci și repeți același păcat? Nu. Eu vreau ca tu să arăți lucrurile interioare. Înțelegeți ce înseamnă conștiința? Când vine conștiința și credința? Dacă ai probleme cu conștiința și cu credința, tu vei face mereu același lucru. Ce credeți? Că îi faceți vreun favor lui Dumnezeu sau pastorului? Este o prostie. Chiar aici în Livadă, unde suntem, în urmă cu mulți ani, când lucram, pastorul m-a întrebat odată, ce revelații am primit? Eu, fiind mândru, nu primisesem nimic. Elena îmi spune, tu ești mândru, trebuie să te pocăiești. M-am apropiat de pastor, am spus, pastore, iartă-mă, mă pocăiesc. Scriptura spune că sunt oameni ai autorității și cui veți ierta, va fi iertat. Și cui nu veți ierta, nu va fi iertat. Atunci a fost trezirea conștiinței mele. Am plâns toată noaptea, iar motivul a fost că am uitat ce a făcut pastorul în viața mea. Pastorul m-a iertat pentru acest lucru. Pastorul ne învață mereu că Duhul vorbește prin conștiință. Dacă nu aveam nicio temelie, nu aveam înțelegerea lucrurilor. Dacă pur și simplu mă apropiam de pastor și spuneam cuvinte frumoase, lucrurile nu s-ar fi schimbat în viața mea. Dar pocăința mă salvează. Mă zdrobesc, plâng, mă pun în genunchi. Dacă eu ratez acest moment, pot să-mi trăiesc viața degeaba. Este mai bine să cazi odată în genunchi, să te pocăiești, să mărturisești păcatele. Este starea interioară, nu este ceva exterior. Doar după aceste standarde putem înțelege cine este David și cine este Saul. Conform acestor standarde, putem înțelege pe cine ia Dumnezeu și pe cine nu ia. De ce Dumnezeu nu-i alege pe unii? Mulți oameni pot crede multe despre ei, dar Dumnezeu se uită la inimă. Fiți cu Dumnezeu, dragilor! Sper că ați auzit și Domnul să vă ajute! Eu am trăit pentru aceasta 30 de ani. Dumnezeu să vă ajute ca să auziți, să vă treziți și să vă nașteți din nou. Și țineți minte, cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Toate mărturisesc despre un lucru, despre credința adevărată și despre conștiință. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Înțelegeți, da? Mergeți cu Dumnezeu!